Iată ce monumente înălțăm în orizontul noului deceniu. Să le privim și să ne recunoaștem în statura lor propria noastră statură. De constructori dăruiți și de nebiruit în voința de mai mult, de mai bine, mai frumos, mai folositor. Într-o competiție pașnică și mereu așezată la cote noi, țara înaintează spre viitor. În realitate, lucrurile nu stau însă chiar așa. 1970 este un an agitat. Se încheie primul cincinal sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, iar rezultatele nu sunt tocmai bune. Se raportează o creștere a PIB-ului cu 7,7%, iar creșterea producției industriale este de 11,8%. Însă cifrele sunt umflate și nu arată deloc realitatea din teren, mai ales în domeniul agricol. Se înrăutățește situația economică a României. Starea euforică a populației din ultimii ani începe să dispară și Ceaușescu cere securității să dea dovadă de mai mult spirit militant în combaterea oricăror manifestări care încalcă interesele orânduirii socialiste. Țara știe că are în fruntea sa un încercat cârmaș. 1970 este anul în care România se confruntă cu inundații catastrofale, iar pierderile în mediul rural și în agricultură sunt imense. Marea Adunare Națională aprobă legile pentru organizarea producției și muncii în agricultură. Secretarului general al partidului îi datorăm concepția strategică a noii revoluții agrare. Vizând atât creșterea forțelor de producție, cât și perfecționarea relațiilor de producție, a conducerii și organizării agriculturii, revoluționarea întregului mod de gândire și acțiunea celor ce lucrează în acest domeniu, noua revoluție agrară este menită să asigure condițiile necesare obținerii unor producții superioare și stabile în toate ramurile agriculturii. În vară, Ceaușescu merge în vizită oficială în Franța, unde se întâlnește cu președintele Georges Pompidou și se laudă la final gazetarilor francezi că România este superioară Franței. În Statele Unite este primit cu ostilitate de românii care trăiesc acolo. Merge și la Moscova, unde este primit cu răceală, iar liderul rus Leonid Brejnev refuză să-l întâlnească. Propaganda începe să-i creeze un cult și Elenei Ceaușescu. Sub conducerea directă a tovarășii academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Învățământului, eminent om de știință de largă recunoaștere internațională, cercetarea științifică românească s-a integrat tot mai mult, mai activ, sarcinilor producției. Frumoasă și bogată e țara noastră. În 1970 se înființează Ministerul Turismului, care are rolul de a promova România. Este inaugurat aeroportul internațional București-Otopeni. La sfârșitul anului, un avion de pasageri al companiei Tarom se prăbușește în masivul Vlădeasa. 20 de oameni își pierd viața. Autoritățile ascund tragedia și nu-i caută pe supraviețuitori. În lume este proclamată Ziua Pământului în San Francisco, iar Paul McCartney anunță destrămarea trupei Beatles.